Se poate vorbi despre nedreptatea lui Dumnezeu. Predica Mona lui Nicolae Steindart rostită în duminica a 33-a după Rusalii, a Vameșului și a Fariseului. Fraza Sfântului Isaac Sirul Nuhulit spunând că Dumnezeu e drept ni se arată desigur la prima vedere ca stranie, revoltătoare, de neînțeles. Nu este oare dreptatea relevată pe tot cuprinsul vechiului legământ și pe al psaltirii cu osebire, a fi unul din atributele majore ale divinității? Nu tot astfel o consideră teologii toți și credincioșii fără excepție. Și totuși aflăm în noul legământ confirmări temeinice ale aserțiunii Sfântului Isaac Sirul, așa ultrageantă cum pare să fie. Dreptatea aici nu mai transmite impresia că deține primordialitatea recunoscută ei în prima parte a Scripturii. S-ar zice că, într-un mod uluitor pentru mintea omenească, îi se substituie însuși contrariul ei. Drept faptul este cumva Dumnezeu trimițând la moarte pe cruce și în chinuri cumplite pe Fiul Său cel nevinovat și neprihănit pentru a mântui gloatele de păcătoși. Știind prea bine că reacția unei omeniri adânc afundate în rele va fi țintuirea pe lemnul blestemat al Dumnezeirii. Înruparea spre suferință, batjocură și răstignire a cuvântului, de dragul și cu scopul izbăvirii unor înrăiți împăcate, cum altminteri poate fi calificată, decât act de nedreptate vădită. Dar purtarea tatălui în parabola fiului risipitor este de două ori de plin nedreaptă, față de fiul cel cu minte, care niciodată nu i-a călcat porunca și căruia în veac nu i-a dat un iet să se veselească cu prietenii săi. A socotit firești truda și ascultarea băiatului de treabă și nu s-a simchisit cândva să-i manifeste mulțumirea ori afecțiunea ei părintească. Nu l-a tratat altfel decât ca pe un simbriaș ori o unealtă. Iar dacă purtarea tatălui față de fiul cu minte e izbitor de rece și nepăsătoare, de flegmatică și distantă, apoi față de celălalt, desfrânatul și risipitorul, e scandalos de entuziastă și iertătoare. Nu numai că îi îngăduie să se întoarcă acasă, dar văzându-l de departe, aleargă la el, îi cade pe grumaz, îl sărută, poruncește apoi să îi se dea haina lui cea din tâi, inel în mână, încălțăminte în picioare, în sfârșit înjunghe vițelul cel îngrășat și se veselește cu toți căsenii, mâncând, jucând și cântând. Numai dreaptă nu poate fi numită această părtinire a vinovatului. De înțeles ar fi iertarea, însă bairamul, zaiafetul, tâmbălăul, căci se auzeau cântecele și tropăiturile de la depărtare, mai ales raportate la foarte zgârcită afecțiune dovedită celeilalte odrasle, nu pot să nu surprindă și să nu înște în cugetul cititorului ori ascultătorului parabolei serioase nedumeriri cu privire la felul cum înțelege tatăl dreptatea. Pilda lucrătorilor tocmiți la vie este și mai edificatoare. Nu degeaba au cârtit lucrătorii din ceasul întâi văzând că primesc tot un dinar, ca și cei în ceasul al 11-lea. Munca se cade a fi retribuită potrivit cantității și calității ei. De vor fi fost cei din ceasul al 11-lea mai iscusiți și mai harnici, tot rămâne discrepanța strigătoare la cer, raportul fiind de 1 la 12. Și deopotrivă este să lucrezi un ceas în răcoarea serii ori să trudești 12 ore trecând prin așița și năduful zilei. Pilda lucrătorilor tocmiți la vie în momente diferite ale zilei și primind aceeași simbrie mărturisește o concepție neegalitară a salarizării, adică o nedreptate. Argumentul că tariful de un dinar, stabilit la început, a fost respectat e pur formal. Dar parabola smochinului neroditor. Aici nedreptatea e și mai clară și iscă neapărat uimirea. Ni se spune doar foarte deslușit că nu era timpul smochinelor. De ce atunci să aibă parte de blestem un sărman pom nevinovat care-i supus soroacelor rodirii? Smochinul e atât de aspru și de iremediabil pedepsit pentru o situație de fapt care nu ține de libera voință, iar știut este că răspunderea implică libertatea alegerii. Și împurtarea Domnului față de Marta desprinde o serioasă doză de nedreptate.
Marta se silește cu multă slujire, iar Maria, în același timp, cade la picioarele Domnului ascultându-l. Marta, împovărată de treburi, îi cere să-i o trimită pe Maria în ajutor. Domnul nu numai că nu face astfel, dar o și ceartă pe Marta și o laudă pe Maria. Și aceea care se pregătea de ospăț mare, cum zic unele tălmăciri, va rămâne singură și certată, înapoindu-se foarte probabil cu amărâtă inimă la cuptorul și cratițele ei. Dar femeia adulteră e prinsă asupra faptului, vinovăția ei este neîndoielnică, iar textul legal referitor la păcatul săvârșit se citește limpede, uciderea cu pietre. Hristos însă ce face? Cum rostește sentința? În mod cu totul neașteptat, părâșii sunt supuși judecății, nu femeia vinovată. Ea scapă de o sândă, iar ei pleacă mustrați de cuget și rușinați. Și încă o constatare, Hristos vădește o statornică preferință și îngăduință vameșilor, desfrânatelor, păcătoșilor, precum este cazul și în Evanghelia de astăzi, nu rugăciunea fariseului celui drept, care nu-i răpitor ori adulter, care postește de 2 ori pe săptămână și dă zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și din tot ce câștigă este primită, ci a vameșului celui păcătos. La cine găzduiește Iisus? Cu cine stă la masă, mănâncă și bea? Dreptatea voia să se ferească de păcătoși, să nu intre în casele lor, să nu cineze cu ei. Dar el nu. Parcă din adins sfidează dreptatea și cum se cădenia și-și petrece vremea numai printre păcătoși și desfrânate, în casele lor îi place a zăbov cu apostolii săi, neșovăind asta la mesele unde ei vin în număr mare. Și pe când ședea el la masă, în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Mai ciudate și enigmatice, cred, se înfățișează textele de la Matei capitolele 13 și 25, Marcu 4 cu 25, Luca 8 cu 18 și 19 cu 26, care toate spun în esență același lucru. Celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are, ori îi se pare numai că are, și puținul ce are îi se va lua. Iată un enunț care nu poate să nu tulbure conștiința omului rațional, cum s-a și întâmplat cu aceia care l-au auzit în parabola minelor. În sfârșit, drept este oare ca Hristos să-și absolve ucigașii și să ne ceară să ne iubim vrăjmașii? Pentru cei ce-l răstignesc, Hristos se roagă, iar pe vrăjmași ne cere să iubim în vreme ce vrea să ne urâm tatăl, mama, femeia, copiii, frații, surorile, sufletul, casa, țarina și averea. Ba și de mormintele părinților dorește să nu ne pese prea mult. Cereri mai nefirești și mai nedrepte nici că-și poate închipui mintea omului deșart. Este acum necesar să explicăm ce pare straniu, revoltător și de neînțeles. Pentru a lămuri exemplele de mai sus, trebuie să înțelegem lucrul esențial. Creștinismul reprezintă o trecere de la dreptate la dragoste. Între Vechiul și Noul Legământ, deosebirea din acest punct de vedere este totală. Întregul Vechi Legământ ni se descoperă axat pe ideea dreptății, iar cel nou pe al dragostei și smereniei. Se trece dintr-o tonalitate într-alta, de pe un tărâm pe altul. În Noul Testament trăiește o cu totul altă lume. Legea, dreptatea, poruncile, tariagul, cele 613 porunci pozitive și negative ale sinagogii, sunt date la o parte și înlocuite cu suflul atotbiruitor al dragostei. În numele și în virtutea ei își trimite Tatăl Ceresc Fiul pe pământ spre a pătimi și mântui ființe atât de puțin vrednice de mântuire. Tot așa procedează și Tatăl din parabola Fiului Risipitor. Se bucură peste măsură de întoarcerea păcătosului, fiindcă îi este milă de el și dragostea covârșește simțul de mai mică intensitate și mai puțină valoare al dreptății. Stăpânul viei plătește celor din ceasul al 11-lea la fel ca truditorilor din ceasul întâi pentru că e mărinimos, dar mic și nobil, și nu însuflețit de un spirit meschin de contabil și socotitor.
N-are vreme și nici chef de calcule și nu înțelege supărarea nedreptățiților. O ia drept răutate, sau ochiul tău este rău, pentru că sunt bun. Smochinul este blestemat fiindcă în realitate el reprezintă și simbolizează pe omul care își caută scuze și alibiuri în soroace și termene spre a nu sluji oricât pe Dumnezeu. A răspunde în orice clipă cu, da, Doamne, iată-mă, da, chemării lui. Marta e dogenită deoarece nespus mai de preț, este să asculți cuvintele lui Hristos decât să trebăluiești la bucătărie și să întinzi masa, fie cu intențiile cele mai lăudabile. Femeia adulteră scapă de pedeapsă spre a-i se da putința să se căiască, iar părâșilor li se acordă o salutară lecție de smerenie și îngăduință. Hristos trage la vameși, la păcătoși, la întinați pentru că nu drepții au nevoie de îndreptare, ci păcătoșii, după cum doctorul e de folos bolnavilor, nu sănătoșilor. Ce înseamnă are în textele aparent scandaloase, unde se spune că tot celui ce are îi se va da? Înseamnă are credință, credincios este acela care își sporește mereu credința, căruia, stăruind în credință, harul i-o tot înmulțește, de unde și pentru noi lecția, să ne întărim credința, să o rodim. De ce să ne iertăm vrăjmașii și să iubim? De ce să ne urâm rudele cele mai apropiate și bunurile cele mai legitime? Pentru ca să prisosească dragostea de Hristos și dragostea de aproapele nostru, oricare ar fi el, pentru că numai astfel ne putem osebi de păgâni și primi integral învățătura Domnului. Norma cea nouă e dragostea. Nu mai e strictă, riguroasă, searbădă, îngrădită dreptate și cu atât mai puțin suprameticuloasă. Oarba împlinirea celor 613 porunci. Iată ce nu au înțeles farisei. Caracterul paradoxal ce stă la temelia noi învățături ei nu l-au mai putut nici constata, nici asimila. Leon Bloy însă, care l-a iubit pe Hristos și a intuit existențial tâlcul parabolelor sale, a putut scrie, o, Hristoase, care iubești pe cei ce te răstignesc și răstignești pe cei ce te iubesc. Așa și este, pe ucigașii și hulitorii săi îi iartă, iar pe apostolii, ucenicii, credincioșii săi îi menește răstignirii, sfâșierii de către fiare, arderii pe rug, strujirii cu ghiare de fier, prigoanei și tuturor soiurilor de chinuri, suferințe și scârbe. Pentru primii se roagă Tatălui, pe ceilalți, pe ai săi, îi sfătuiește să-și ia crucea și să-l urmeze pe calea calvarului. Creștinismul, față de legea veche, ca mod de viață, e ceva cu totul nou, e altceva, cu totul altceva. Trecerea de pe un domeniu pe altul, de la o axiologie la alta, produce un efect pe care fizicienii îl numesc efect de zoom, situația e răsturnată. Perspectiva se desfășoară din cu totul alte puncte de orânduire a câmpului vizual și din cu totul alte puncte de reper. Creștinismul față de legea veche se află într-o postură asemănătoare cu a fizicii infraatomice și cuantice față de mecanica newtoniană. Într-atâta e dragostea diferită de simpla dreptate, într-atâta o depășește, deschizând ochilor noștri uimiți alt orizont, o altă lume cu alte legi paradoxale, precum prea bine a priceput și a afirmat un neteolog ca Lucian Blaga. Iată de ce nici paradoxul Sfântului Isaac Sirul nu trebuie să ne smintească ori să ne sperie. Dimpotrivă, se cuvine să ne fericească și liniștească. Bucuroși să fim că Dumnezeu nu este drept. De vom fi judecați numai după dreptate, suntem pierduți. Căci zice psalmistul, nimeni altul decât acest vașnic apologet al dreptății, de te vei uita la fără de legii. Doamne, Doamne, cine va suferi? Psalmul 129:3 și să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni dintre cei vii nu-i drept înaintea ta. Psalmul 142:2. De intră cu noi la judecată dreaptă, osândiți vom fi până la unul.
Din fericire pentru noi însă, Dumnezeu nu judecă numai după dreptate, ci și după milă, dragoste și îndurare, adică, de fapt, după nedreptate. Dumnezeu, spune zicala populară, care grăiește mult mai adânc și mai teologal decât am fi dispuși a crede, Dumnezeu înșeală la cântar în ajutorarea noastră, căci ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Consemnează câteștrele Evanghelii sinoptice Matei 19:26, Marcu 10:27, Luca 18:27. Domnul oricând poate chema pe credincioasa ei slugă, Arhanghelul Mihail, și să-i poruncească să-și arunce sabia în acel taler al balanței care să însemne înfrângerea puterilor întunericului. Dragostea de oameni a Domnului, puterea scump sângelui său vărsat pe cruce, îndurarea sa, pe care oamenii nu se pricep a o numi altfel decât dreptate, pot săvârși minuni. Așa încât spusa Sfântului Isaac Sirul, departe de a nebui măcior, de a ne fi pricină de sminteală și scandal, ne este numai izvor de fericită nădejde a mântuirii. Cana Gal